Continuă dimineața de știri, o nouă săptămână cu emoții pentru moneda națională. Cu toții așteptăm ora 13, atunci când Banca Națională a României va afișa cursul de referință pentru leu. După 11 zile în care turbulențele din zona euro au slăbit moneda națională, vineri leul a reușit să închidă săptămâna pe un palier de stagnare față de euro, la un curs de 4,4421 de lei. Colega noastră, Denis Rifai, a luat pulsul leului și ne spune care sunt factorii ce au slăbit moneda și care sunt prognozele specialiștilor pentru perioada următoare. Denis, te ascultăm! Bună dimineața, bun găsit tuturor! Într-adevăr, am avut parte de o săptămână foarte grea, am putea spune de cea mai grea săptămână din ultimii 3 ani și jumătate, atunci când în luna octombrie anului 2008 moneda națională a pierdut în fața monedei euro 6% și asta numai într-o singură săptămână. În ceea ce privește deprecierile din ultima perioadă, consilierul guvernatorului Adrian Vasilescu spune că acestea nu ar trebui să îngrijoreze pe nimeni. În plus, consilierul guvernatorului explică că sunt doi factori care au dus la această depreciere. Cererea monedei naționale. Pe de o parte, planul intern cu o lună februarie în care economia românească a avut foarte mult de pierdut și cu cele două guverne care s-au schimbat succesiv într-un interval de nici 120 de zile. De cealaltă parte, consilierul guvernatorului spune că începând cu data de 8 mai, deprecierea monedei naționale a fost reflectată de situația din Europa, o Europa tensionată, o Europa din care Grecia ar putea părăsi oricând zona euro. Oricum, pentru perioada următoare, BNR spune că moneda națională va fi stabilă. De cealaltă parte, însă, analiștii au vești deloc îmbucurătoare. Ei vorbesc despre o monedă națională care se va deprecia tot mai mult față de euro și amintesc de un curs de 4,5 lei pentru un euro pentru luna august. Asta în cazul în care Grecia nu va părăsi zona euro. Dacă acest lucru se va întâmpla, însă, analiștii vorbesc despre un curs leu-euro de 4,8 lei. Cam atât pentru despre moneda națională. Promit să revin cu mai multe informații în jurnalele următoare și așteptăm cu toții ora 13 atunci când Banca Națională Română va afișa cursul de referință pentru moneda națională. Denis Rifai, îți mulțumesc. Doamnelor și domnilor, cum am văzut, săptămâna trecută leul a atins minim după minim istoric. Problema atunci s-a pus că au existat foarte multe temeri, regrete, deznădejde din partea românilor care au credite în euro. E bine, am invitat-o alături de mine la sfatul specialistului, după cum v-am obișnuit în fiecare luni, pe Ruxandra Andrei, analistă economic. Bună dimineața! Bine v-am regăsit! Pentru a vedea o analiză făcută în ultimii 2 ani, nu comparativă între creditele în lei și euro și pentru a vedea dacă aceste temeri sunt justificate sau nu, dacă românii în ultimii 2 ani au plătit mai mult pentru creditele în euro decât pentru cele în lei și dacă au vreun motiv de temeri. În primul rând trebuie să ținem cont că întotdeauna creditele în lei au fost mult mai scumpe față de cele în euro. Prin urmare, din start se pleca cu un dezavantaj pentru cei care alegeau, culmea, să se îndatoreze responsabil în moneda în care obțineau venituri, tocmai din cauza acestei diferențe de dobândă. Au fost momente în care dobânzile la creditele în lei erau și duble față de cele la euro. Din acest punct de vedere, dacă luăm în calcul această diferență de dobândă, ceea ce afectează, bineînțeles, nivelul ratei lunare, observăm faptul că, din potrivă, chiar dacă cursul are astfel de evoluții care pot pune oamenii în situații de îngrijorare, ei totuși au plătit mai puțin până acum și chiar rata lunară din prezent la acest curs tensionat este mai mică decât ceea ce ar fi plătit dacă ar fi luat un credit în lei. Concret vom vedea în câteva secunde și pe ecrane. Avem dobânzile din mai 2010. Pentru ca oamenii să-și facă o idee, să-și readucă aminte, nu-i așa, cam la ce dobândă au luat un credit atunci. În lei, iată, dobânda medie 11,51, în euro 7,71 la acea dată. Da, este adevărat, am pornit de la dobânzile medii în piață. Asta nu înseamnă că nu sunt oameni care au luat în 2010 credite cu dobânzi mai mici sau mai mari față de aceste puncte de referință. Putem să vedem de asemenea că evoluția Euriborului, de exemplu, componenta din dobânda variabilă care ne modifică odată la 3 luni dobânzile, cei care au dobânzi variabile s-au obișnuit probabil cu Euribor. De asemenea, roborul la 3 luni, iarăși indicele în funcție de care variază dobânda la credite în lei de data aceasta, Euriborul a fost stabil. Până la urmă, per total, acum suntem la valori similare cu cele din 2010. Iată evoluția cursului leu-euro 4,18 în 2010, 4,44 în 2012. Aceasta a fost evoluția. Da. În 2 ani și un pic.
Așa este. Foarte, de aceea spun de, și de Euribor și Robor, pentru că mai mult decât cursul valutar, ceea ce ne poate afecta ratele lunare, este nivelul dobânzii. Și așa cum vă spuneam, Euriborul, indicele de la creditele euro, a rămas destul de stabil, a avut niște creșteri pe parcurs, dar acum s-a reîntors la valorile din 2010. Roborul, în schimb, plecând de la foarte sus, a avut ceva de scăzut, dar în continuare creditele euro au fost mai avantajoase. Roxandra, pe înțelesul tuturor, îmi pare rău că trebuie să te întreb, dar și colegii din regie se plâng pentru că nu înțeleg nici, și eu trebuie să recunosc că nu înțeleg foarte mult. Haideți să vedem scenariul pe care l-ai pregătit telespectatorilor, un scenariu concret pentru o sumă de 50.000 de euro, nu-i așa, un credit ipotecar de 50.000 de euro, pe care îl puteți observa chiar acum, doamnelor și domnilor, acest scenariu, un credit contractat în anul 2010, iată datele lui inițiale în lei față de euro, nu-i așa? Da. Bun, deci plecăm de la premiza aceasta, nu-i așa, cu o rată lunară de 2127 de lei și 376 de euro, pentru a ajunge mai apoi la situația actuală, după ce am achitat 24 de rate, la un sold rămas de 205.813 RON, respectiv 248.575 de euro, adică 215.000 de RON. Care este diferența? Diferența este că în momentul acesta, tocmai din cauza acestui curs în RON euro tensionat, soldul, echivalentul în lei al soldului rămas la un credit în euro, este mai mare comparativ cu soldul rămas pentru creditul în lei. Adică dacă am fi avut un credit în euro, am fi plătit cu 10.000 de RON de lei mai mult față de un credit în lei. Da, cumulând ratele lunare pe care trebuie să le plătim în acești 2 ani, am fi plătit mai mult la un credit în lei față de unul în euro. Deci concluziile sunt că dacă am fi avut un credit în euro, în ultimii 2 ani am fi plătit mai mult față de un credit în lei. Chiar dacă, mai ales în ultima săptămână, foarte mulți oameni s-au plâns că au avut credit în euro și consideră că au de plătit mult mai mult și chiar vor o refinanțare mai nouă. Problema la refinanțare este că în momentul acesta, tocmai din cauza acestui curs tensionat, practic ar trebui să refinanțeze un sold similar cu creditul inițial pe care dumnealor l-au luat. Iar în momentul acesta, având venituri ceva mai scăzute față de anii anteriori a recesiunii, proprietatea valorând mai puțin, pentru că în ultimii 2 ani prețurile la imobiliare au tot scăzut, refinanțarea este foarte greu de obținut. De aceea spun că, deși este un moment tensionat, oamenii nu trebuie să-și facă griji. Am mai trecut prin astfel de maxime ale cursului, dar cum am văzut în ultimele două zile ale săptămânii trecute, de exemplu, cursul a început încet, încet să-și revine. Nu este moment de panică și nici nu înseamnă că cei care și-au luat credite în euro trebuie acum să schimbe moneda, ci pur și simplu trebuie să aibă răbdare. O concluzie foarte interesantă. Ar trebui să ajungă cursul la 5,6 pentru că creditul în lei se devine avantajos față de cel în euro. Da, tocmai datorită acestei diferențe foarte mari de dobândă cu care am început. Una e să-ți iei un credit ipotecar cu o dobândă undeva la 7-8% și alta e să ai o dobândă dublă. Ruxandra Andrei, mulțumesc foarte mult pentru toate aceste explicații. Deci, concluziile sunt, doamnelor și domnilor, nu există motive de panică pentru că ați contractat credite în euro. Iată analiza pe ultimii 2 ani din această RS, că de fapt ați fi plătit mai puțin decât creditele în lei.